Asele Rește Ase Godeni 4 la 1, Vulturii Vulturești, CS Rucăr 3 la 2, Cimentul Valea Mare Pravăț, Ase Cetățeni 2 la 1, Ase Schitu Golești, Flacăra Boteni 4 la 3, Rapid Davidești, Petrolul Hârtiești 6 la 0, Unirea Buia de Jos, Ase Dragoslavele 2 la 0. Cu o etapă înainte de final, Rapid Davidești a devenit matematic noua campioană a seriei Nord, având 4 puncte mai mult decât ocupanta locului 2, Asele Rești, iar pe poziția a 3 -a este echipa din Comuna Vulturești cu 50 de puncte.